Bună seara și bine v-am regăsit! Este o nouă ediție Ar Cultura, o nouă ediție online, o nouă ediție, bineînțeles, în condițiile cu care deja ne-am obișnuit să o facem. Mediul acesta ne ajută să continuăm cu ceea ce am încercat întotdeauna să, să aducem în atenția voastră. Pentru toți cei care ne sunteți alături, sunt Dan Pârvu și în acest dialog pe care îl vom avea în continuare, am onoarea de a avea alături de mine în cadrul discuției pe domnul Teodor Paleologu. Domnule Paleologu, vă mulțumesc! Mă bucur să ne reîntâlnim chiar și pe această cale. Mulțumesc și eu pentru invitație, mă bucur tare mult să ne revedem. A trecut ceva vreme, lucrurile s-au schimbat din toate punctele de vedere, dar vorba aceea, the show must go on, ca să-l citez direct pe Freddie Mercury. Și iată că lucrul ăsta este mai de actualitate ca oricând, pe toate planurile, pe toate direcțiile. Și aș fi vrut, bineînțeles, ca să punctăm aici, cu ajutorul dumneavoastră, desigur, cultura, așa cum era ea înțeleasă, cel puțin până la un anumit punct, în stil mare, în stil tradițional, substanțial, formator și așa mai departe, a făcut și apasul în bună parte în, în mediul acesta online. Lucrurile se schimbă, am avut piese de teatru, am avut concerte și privat, în spațiu privat, dar și uh, acum de câtva timp într-un nou să spunem aranjament cu săli mai goale, săli mai pline, săli care, în care nu erau decât artiștii și camerele de luat vederi, uh, Iată, Spuneam înainte de emisiune că o universitate de calibrul unui nume precum Cambridge și a suspendat toate cursurile de manieră clasică face to face, ca să spunem așa, față în față, totul se va desfășura online. Sunt câteva schimbări care totuși ar fi interesant de discutat pe marginea lor, vor avea repercursiuni și sociale, și mentale, psihologice, nu știu, câteva mutații probabil, sau cel puțin relaxări, cu ghilimele de rigoare bănuiesc că sunt în curs. Cum vedeți? De să spun că nu doar Cambridge s-a mutat online, ci și Casa Paleologul s-a mutat online pentru că din martie ne-am făcut toate cursurile în acest mod și vom continua fără doar și poate în lunile următoare. Și cred că vom continua, nu cred, sunt sigur că vom continua și după ce se va termina uh, cu epidemia. Uh, pentru că e un instrument extraordinar. Sunt uh, și avantaje, nu este doar un pizale cum dit în francez, doar, uh, mă rog, o variantă de avarie. Uh, e chiar foarte bun acest mediu online cu care ne-am obișnuit. Uh, foarte repede. Noi am făcut o adevărată tranziție către online. Înainte aveam cursurile chiar aici unde mă vedeți pe mine, mă rog, în camera de alături. Erau și cursanți în camera asta. Aveam 20 și ceva de cursanți în fiecare seară, în casă. Acum putem avea și mai mulți cursanți, nu mai există problema locurilor. Sigur că limităm participarea pentru că nu e bine să fie prea multă lume din alte motive, că nu mai poți avea o interacțiune fructoasă când sunt prea mulți cursanți. Dar e o tranziție, zic eu, care are multe avantaje da? pentru cursuri. Sunt și anumite forme de expresie artistică, evident, dezavantajate de mediul online. Ați vorbit de piese de teatru. Sigur că se poate. Dar totuși, pentru teatru, tin să cred că e mai degrabă o soluție de avarie. Pentru cursuri nu e doar o soluție de avarie, adică se merge, se potrivește. Pentru teatru, pentru concerte, sigur că abia așteptăm să putem reveni în săli de teatru, în săli de concerte. Cred că ni s-a făcut o enormă foame tuturor de socializare, de mers la teatru, de mers la concert, abia aștept să mă mai duc la Ateneu, n-am mai fost de nu știu când, la? Să ne îmbrăcăm frumos, să punem o cravată, să mergem într-un loc care ne este drag. Deci, aș face o distinție între soluțiile de avarie, care, sigur, au meritele lor, au avantajele lor, și acele Manifestări online care sunt în sine uh, benefice. Adică sunt, uh, nu sunt doar o, o variantă de avarie, uh, nu sunt doar în pizale. Da? În sine e bine că putem face cursuri online și trebuie să vă spun că de ani de zile ne cereau, uh, uh, dif, mă rog, diferiți. Uh, Concetățenii noștri care stau în alte locuri decât în București, ne tot cereau să facem și cursuri online. Și eu, care sunt destul de conservator în lucruri de genul ăsta, mă rog, încercam să mă pregătesc pentru așa ceva, dar uite că pandemia ne-a obligat să trecem pe online. Da. Și văd noi posibilități, noi posibilități de dezvoltare. De exemplu, asta cred că nu e lipsit de interes pentru ascultătorii RFI, vreau să țin cursuri în franceză, dar nu doar pentru români francofoni sau pentru francezi din România, ci pentru francezi din Franța, francofonii din Belgia, din Maghreb, din Canada, din Quebec. Adică este un orizont la care pur și simplu nu prea mă gândisem înainte. Și cred că acum suntem echipați să facem acest salt. Deci, pentru noi, această adaptare este și ocazia unui mare, foarte mare pas înainte, și chiar aș spune mai mulți pași înainte. Pentru că am început să facem și cursuri pentru copii. Copii din toată țara. Am avut un curs de mitologie greacă cu copii din București evident, dar foarte mulți din Cluj, din Constanța, din Craiova, din Câmpia Turzii sau Iași. Și cred că e un mare avantaj eu de almite aș mai spune ceva despre învățământ. Sigur că învățământul este foarte lovit de această criză. Și criza generată de pandemie va fi greu de gestionat de sistemul educațional din România, care oricum este un sistem bolnav, aproape, aș zice, muribund. Ori criza generată de coronavirus scoate în evidență dezastrul educației naționale în România. Și cred că în asta este evident o parte foarte regretabilă, dar este și o oportunitate de a căuta noi maniere de a preda. Eu cred că cei care au vocația educației ar trebui să se adapteze la această situație și să propună nu numai noi cursuri, dar noi maniere de a învăța și de a preda. Da, după cum spuneți, într-adevăr, s-ar putea ca toată această criză, conform teoriei clasice a întreprinzătorului, să devină o mare oportunitate pentru, nu știu, direcții sau zone la care nimeni nu se gândise sau de care erau doar în stadiu de proiect sau, probabil, într-o fază de tatonare. Mi se pare, într-adevăr că s-a făcut un pas foarte important într-un într alt tip de, totuși, de mentalitate. Interconectivitatea a crescut în importanță și platformele media. Cred că ei au câștigat multe puncte în, nu știu, să spunem așa, psihologia colectivă. Adică lumea cred că nu se mai teme atât de mult nici de nu știu ce fel de perspective. Cu roboții SF și așa mai departe, ci înțelege că, uite, într-o situație de genul ăsta, un scenariu care ne-ar putea să ne sperie ar fi fost lipsa acestei tehnologii. Probabil că multe lucruri se vor rearanja în ceea ce înseamnă percepția generală vis-a-vis -vis de tot, tot ceea ce înseamnă mașinărie, tehnologie, posibilități. Aproape acum, cred că nimeni nu s-ar mai gândi. Cu adevărat, la, o, la modul serios, la o izolare sau un anumit tip de autoizolare. După tot ce s-a întâmplat și probabil că, încă luni bune de acum înainte, nu avem de unde să știm. Să sperăm că timpul va fi cât mai scurt, lucrurile vor merge tot în această direcție. Mie mi se pare că e foarte important să sesizăm acest lucru și că această pozitivare, această valorizare cu plus a tehnologiei, cred că face o mică, o mică schimbare. Se vorbea atât de mult de platformele care puneau la dispoziție de filme și așa mai departe, dar vorba aceea, Câte filme poți să vezi, ce calitate au și aceste produse pe care le consum, le consum, pentru că filmul a ajuns un produs, un produs absolut fără, care, fără de care aproape nu ne mai înțelegem viața. Dar, apropo de ceea ce propune și Casa Paleologu și ceea ce începe să prindă din ce în ce mai mult teren, un anumit tip de substanță a informației, un anumit tip de calitate a discursului, pe care, în general, numai zonele de învățământ, ori universitar, academic și așa mai departe, încercau să le ofere. Iată, acum sunt accesibile sub o formă mult mai largă. Mie mi se pare că de unde se deplângea foarte mult până de foarte curând această lipsă de interes generalizate cumva, vis-a-vis -vis de studiile umaniste, acum s-ar putea ca lumea să. Se întoarcă din nou către această stare de reflexie, de interiorizare, de problematizare, pentru că, în momentul în care poți să intri în contact, să-ți se explice anumite lucruri, s-ar putea ca toată treaba asta să devină mult mai normală. Da, uite, pot să dau un exemplu foarte concret. Ați văzut că se vorbește de scoaterea limbii latine din licee. Da. De asemenea, departamentele de litere clasice de la cele mai vechi universități din România, practic, au dispărut. Au rămas sub o formă, nu știu cum să spun, o formă reziduală. da nu mai există facultate de litere clasice. Mie mi se pare rușinos pentru țara noastră, pentru că dă măsura dezvoltării unei țări. Dar o țară care nu are facultăți de litere clasice, e o țară. În cel mai bun caz, în curs de dezvoltare. În cazul nostru, un curs de subdezvoltare. Dar las asta deoparte. Eu trag o concluzie practică cât se poate de concretă. Vrem să oferim noi cursuri de latină și greacă, adică să ne substituim unui stat falimentar. Nu doar unui stat falimentar, ci unui sistem universitar falimentar. În măsura în care Universitatea București sau Universitatea Iași nu mai e în stare să ofere cursuri de uh, litere clasice, nu mai poate oferi un cursus uh, de litere clasice, păi uh, de ce să nu facem noi lucrul ăsta? Pentru că vom găsi mușterii fără doar și poate. Da? Vom găsi copii doritori să învețe latină, Atâta numai că ne trebuie lectorii care să asigure acest lucru în spiritul nostru da? în, în felul în care predăm uh, la noi. Da? Deci, uh, foarte concret, uh, cred că uh, la noi, dacă vorbim despre România, avem de a face cu un sistem educațional uh, bolnav, uh, muribund, cum spuneam mai devreme. Iar această uh, criză uh, și trecerea pe online permite să facem ce nu face Universitatea de Stat. Bă, eu nu sunt ostil cât uși de puțin sistemului public. Din potrivă, uite, o să țin un curs pe gratis la Universitatea București, din patriotism. Da? Nu o să primesc nici măcar un leu pentru cursul pe care îl voi ține la Facultatea de Științe Politice. Deci, cât pot, ajut Universitatea Românească. Țin cursuri sau conferințe pro bono în licee, am făcut-o și înainte, am făcut-o și online în ultimele luni și voi face acest lucru în continuare, cum vă spuneam, pentru binele public, atât cât pot să contribui și eu. Însă, Sistemul educațional public este într-o stare jalnică și atunci cred că noile tehnologii ne oferă posibilitatea de a compensa ceea ce nu mai e în stare să facă învățământul public. Bănuiesc că în următoarele luni. Unele școli se vor închide la un moment dat, cum s-a întâmplat în Franța. S-au închis peste 30 de școli în uh, ultimele zile. Uh, Doamne ferește! Dar nu prea văd cum uh, România să evite ceea ce se întâmplă în alte țări. Nu știu dacă ați văzut că în Franța au fost aproape 10.000 de îmbolnăviri uh, ieri. Uh, probabil se va trece de 10.000 de îmbolnăviri uh, în fiecare zi doamne ferește, sper ca în România să nu se ajungă acolo. rămâne însă... excepția pe care o constituie Suedia. Poftim? Rămâne excepția pe care o constituie Suedia. Da, mă rog, o constituie într o anumită măsură. În fine, vorba e că sigur că îmi pare rău de toate aceste lucruri, dar nu trebuie să ne lamentăm, trebuie să găsim soluții. Și cred că alții ca mine oferă aceste soluții pentru o uh, situație uh, de criză reală, da? Și atunci, în măsura în care uh, vor merge mai puțin copiii la, copii la școală, unii vor învăța de acasă, vor prefera să învețe de acasă. Sunt școli de-al care oferă posibilitatea copiilor să vină la școală, fizic, ca în trecut, sau să învețe de acasă. Uh, fenomenul ăsta uh, va crește în importanță, da? Și atunci... Uh, Asta reprezintă o oportunitate pentru cei care propun și alte variante de cursuri. Asta dacă ne referim la școală, la învățământ. Evident că problema se pune și pentru alte forme de acces la cultură și, fără îndoială, și asta vă interesează foarte mult, o reflexie asupra ceea ce putem face pentru accesul la cultură în general. Da. Dacă tot ați abordat problema în termeni atât de concreți, punctuali, aș vrea să vă întreb și eu. Nu vi se pare totuși paradoxal faptul că subliniați că sistemul de învățământ este muribund așa după cum îl definiți, dar în același timp nu v-ați pierdut încrederea și în momentul în care încercați să supliniți anumite lipsuri din teren pe care le constatați, după cum se întâmplă în cazul limbilor clasice, susțineți că o să găsiți mușterii, clientelă, oameni dispuși și dornici de a se integra și de a studia acest domeniu. Cum puneți cap la cap totuși toată, acest, toată această situație cu celebra uh, zicere, care deja circulă de ani foarte buni? La ce-mi trebuie mie asta? Uh, Latină și greacă. Uh, Eu vă spun un lucru. Când aveam 13 ani, l-am rugat pe tata să. Uh, îmi găsească un profesor de latină. De fapt, nu aveam nevoie să îmi găsească, îl găsisem singur, doar vreau să vorbească cu el. Uh, și a fost întâi Radu Bercea, uh, care e specialist în altceva, în sanscrită. Da, -a, a fost primul meu profesor de latină acasă și apoi, bineînțeles, Gheorghe Ceaușescu, uh, un excelent uh, latinist cu care am făcut ani de zile latină. Uh, și a fost cea mai bună idee pe care am avut-o. Uh, Mi-a servit foarte mult. Cariera mea a depins într-o anumită măsură de această decizie luminoasă pe care am luat-o la 13 ani să învăț la tine. În felul ăsta am putut să intru la ecol Normal Superior. Asta a însemnat un început în carieră extraordinar. S-a tradus în beneficii materiale, în beneficii importante pentru cariera mea ca tânăr universitar. Ideea că nu mai servește latina sau nu mai servește greaca este o pură prostie. Este probabil o idee pe care o au diferiți birocrați incompetenți din Ministerul Educației din România. Eu cred că o anumită cultură clasică este absolut esențială esențial, în primul rând, pentru a înțelege mai bine, pur și simplu, limba română. Când avem un, cum să spun, un agramatism atât de răspândit în societatea românească, te întreb dacă în, Din are legătură cu faptul că n-au noțiuni de gramatică latină, pentru că, totuși, gramatica limbii române este gramatică latină. Da, mă rog, lăsând considerațiile astea la o parte, mie mi-e de ajuns să am câteva zeci de mușterii. Și din câte milioane ori fi românii acum, mă rog, 20 de milioane, poate mai mult, calculând și pe cei din afara țării, zic că mi-e e suficient. Da? Și nu pot decât să doresc să fie și alții care fac același lucru pe care îl fac și eu. Cum se spunea în China pe vremea lui Mao, 100 de flori să înflorească, 100 de școli să se dezvolte. Eu sunt pentru concurență, sunt împotriva monopolului statului în materie de curriculum și nu mi-e teamă sub nicio formă de alte școli care ar putea să apară. Chiar îmi doresc să apară și alte școli, însă n-am niciun fel de dubiu că pentru nevoile noastre ar fi suficienți mușterii care să învețe uh, latină. Eu n-am mai făcut uh, latină, cum făceam înainte, uh, în mod constant, în ultimii ani, evident că m-am ocupat de altceva, uh, dar îmi face plăcere să predau copiilor. Uh, vă spun, de, e, e foarte plăcut, uh, sunt foarte haioși. Uh, vă spuneam că am ținut un curs de mitologie greacă uh, pentru copii între 8 și 12 ani. Uh, au fost și câțiva mai mici, au fost, cred că unul sau doi de șapte ani, și au fost și câțiva puțin mai mari, de 13 ani. Dar între 8 și 12 ani, uh, și a fost o pură încântare. Da? Mi-a făcut foarte mare plăcere și uh, poate că m-aș apuca să predau din nou latină. Uh, m-aș reapuca de, de latină, de dragul acestor cursuri cu copii. E foarte revigorant. Și mai uh, cred un lucru. De fapt, să predai pentru copii e mult mai greu decât pentru adulți. Pentru adulți e oarecum simplu. În plus, cei care vin la mine sunt oameni interesați de cursurile pe care le propun, și atunci n-am nevoie de cine știe ce resurse de ingeniozitate pentru a le capta atenția. E, cu copiii e mai dificil, e mai provocator într-un fel și foarte amuzant. Sunt foarte, foarte simpatici, foarte uh, amuzanți, uh, realmente, da? și uh, au o vitalitate, uh, pun întrebări, uh, spun tot felul de lucruri, uh, desenează uh, foarte frumos. Uh, deci, uh, părerea mea este că uh, discursul ăsta uh, pesimist și negativist e cu totul deplasat, dar e o specialitate a intelectualilor români. Da? Să fie dezamăgiți, să fie uh, depresivi, uh, să vadă totul negru. Uh, mi se pare uh, absurd uh, da? și uh, oarecum este autosabotaj. Uh, da, uh, într-adevăr, învățământul este pe butuci, dar asta uh, nu înseamnă că nu putem propune noi, independent, uh, variante care să satisfacă nevoile intelectuale a celor tine și a celor mai puțin tine. Se pare, repet, extraordinar acest entuziasm cu care abordați problemele și trebuie să recunosc că am insistat un pic în această direcție pentru că în alte timpuri, în alte vremuri, greca și latina erau cărămizi de bază la construcția uh, unei anumite viziuni, o anumite identități, pentru că tot spuneați din aur că dacă te apuci și studiezi latina, uh, s-ar putea să înțelegi mult mai bine uh, limba română și este nevoie de, de așa ceva. Cred că e, explicațiile nici nu trebuie căutate prea departe și nici nu sunt prea greu de, de găsit uh, în momentul în care încerc să argumentez pentru ce ar trebui să Există acest, să spunem, mediu normal și un tip de efort care ar trebui să, să fie doar în câștig, pentru câștigul uh, tuturor. Uh, vă e teamă, uh, privind în uh, perspectivă, că se tot vorbește că acest mediu online uh, creează, induce o anumită doză de superficialitate în. Uh, Receptarea sau uh, difuzarea informației, lumea este mai relaxată, mai ales pentru cei tineri. Bineînțeles uh, că, totuși, în momentul în care există acel ritual cu deplasarea în uh, mediul adecvat, uh, în clasă, există o anumită tensiune, există o anumită emulație, așa, fiecare din colțul lui uh, s-ar putea să privească altfel. Uh, lucrurile. Aveți o temere de genul acesta? Da, dar aș reformula. Există nu doar un pericol, există o realitate a adicției. Internetul produce adicție. Știu despre ce vorbesc, că sufăr și eu de adicție. Ca noi toți. Da. Nu, și nu e bine, că pierdem foarte mult timp. Da? Internetul e adictiv. Asta e principala problemă pe care o văd până de acolo, încât eu, unul, pentru mine, caut tot felul de soluții pentru a mă limita, da? pentru a sta mai puțin în mediul online. Asta cred că e o reală problemă și încă noi, fiind ceva mai în vârstă, ne-am format clasic, da? citind cărți, sublinind, luând notițe și atunci, chiar dacă dezvoltăm o adicție față de internet la vârsta noastră, Bagajul e deja acolo, da? deci avem deja o acumulare. Și pentru noi e o problemă, dar aminte pentru alții care au crescut odată cu internetul. Da? Eu cred că internetul, ca orice fel de mijloc, ca orice fel de instrument, are avantaje și dezavantaje. Sigur că e încă foarte nou pentru mulți dintre noi. Da? E nou în sensul că. Bun, sunt câț, câțiva ani, da? Eu am primul meu cont de e-mail, l-am avut în 96, dacă țin bine minte, și încă am fost, cred, printre primii, dacă nu mă înșel, da? Nu e foarte mult, da? Sunt cât? Bun, 24 de ani. Nu e atât de mult, da? E plus că au apărut tot felul de alte noutăți uh, între timp. Uh, deci, aici aș vedea o, o problemă legată de fenomenul ăsta adictiv. Și văd la unii, la unii care comentează la mine pe Facebook, au impresia că o informație pe care au văzut-o ei undeva pe internet este sigur adevărată. E o problemă de spirit critic. Multă lume nu e obișnuită să filtreze informațiile și să-și dea seama că un articol de pe un site din America... Nu e același lucru cu o carte citită uh, în domeniul respectiv. Da? E, o, e o problemă de uh, perspectivă. Cumva, uh, accesul ăsta nediferențiat la informație are imense avantaje, dar provoacă un fel de aplatizare în mintea multora. Uh, păi un articol de pe nu știu ce site uh, nu valorează mai puțin decât o carte sau o reflecție solidă pe o anumită temă, dar se produce în mintea multora. Nu, în cazul meu nu e, nu se întâmplă acest lucru. Însă un fel de aplatizare, da? un fel de, a, totul e la fel, toate opiniile sunt la fel, nu, nu sunt la fel. Aici ar mai fi, o, o poate, o iluzie optică pe care o poate produce accesul nediferențiat la informații. E... În cazul acesta, ce s-ar putea face? Ce, cum pot fi atenționați sau cum pot fi educați, mai ales cei tineri, și tot vorbim despre mediul de învățământ? Cum pot fi educați într-un sens care să fie benefic din punct de vedere critic? Mă rog, pe vremuri era celebra spusă care zicea că trebuie să-ți verifici sursa din trei, trei să-ți verifici informația, din trei surse separate, asta ar confirma și ar da o soliditate informației ca atare și un grad sporit de credibilitate. Astăzi sunt atâtea surse. Lucrurile sunt de foarte multe ori absolut contradictorii. Informația se bate cap în cap. Există chiar și o teorie, dacă nu mă înșel, dacă dai drumul unui tip de informație A, ea se va întoarce la tine sub formă de informație non-A, perfect contradictorie cu ceea ce tu ai încercat să transmiți. Starea asta produce totuși o bulversare. Nu este, mi se pare, numai toată această atitudine Ați văzut că circulă deja rezumate de Dostoievski, rezumate de Idiotul, rezumate de frații Caramazov. Pe vremuri, bancul era ai citit, film... să, ai citit romanul X, nu am văzut filmul. Deci da. e ceva cam din aceeași zonă. Dar. Um, ce făcea uh, diferența? Așa, după cum spuneați adinaori, un studiu uh, și o reflexie aprofundată care să are un anumit efort din partea celui interesat, era o stare de normalitate cândva. Acum toată lumea încearcă să parcurgă cât mai multă informație pe o suprafață cât mai mare, iar efortul acesta de adâncime, de până la urmă de digestie și încercare personală de a-ți da seama cât poți să duci, Rămâne undeva totdeauna, în cel mai bun caz, pentru mai târziu. Eu cred că de aia e nevoie de cursuri de gândire critică. Tocmai de aia, pentru că uh, multă lume nu e stare să digere informația. Exact asta e problema. Mai mult de atâta, unii confundă gândirea critică cu ceea ce eu numesc de Mă rog, e un alt nume pentru teoria conspirației Sunt oameni, de exemplu, care Cred că gândire critică este Să n-ai încredere în nimic ce spune guvernul Sau autoritățile Ăștia Această formulă impersonală ăștia, ăștia, ne, ăștia ne mint Și sunt oameni care au impresia Că asta este gândire critică Să nu crezi ce spun autoritățile și exact această atitudine, de fapt, nu este scepticism sănătos. Scepticismul sănătos este să-ți pui întrebări, să te întrebi dacă e adevărat sau nu. Dar această atitudine de neîncredere generalizată, care frizează paranoia, duce la delirul interpretativ pe care eu îl numesc de Dedesubtologia De este foarte răspândită în zilele noastre iar excesul de informație, excesul de informație, această informație foazonantă și nefiltrată și aplatizată alimentează de desuptologia și alimentează o anumită paranoia care există nu doar în societatea românească, și în alte țări, în țări mult mai dezvoltate decât România, există tipul acesta de interpretare delirantă a realității. Da? De desubtologia are vânt un pânze. Da? Și e plin de teorii conspiraționiste dintre cele mai uh, ciudate. Uh, și observam un lucru. Uh, de fapt, care este greșeala fundamentală uh, din teoriile conspirației? Greșeala fundamentală este credința într-o unică conspirație. Ideea că există o conspirație unică și că această conspirație ia forme dintre cele mai variate și controlează lumea. Este ideea unei unice forțe, o unică forță care conspiră. Poate să fie evrei, masonii, poate să fie iezuiții. Poate să fie bogații, tot felul. Asta este teoria conspirației clasică. Da? Nu știu, protocoalele înțelepților din Sion. Aia da? e cea mai, cel mai bun exemplu de teoria conspirației clasică. E, în zilele noastre, am impresia eu, avem de-a face cu teoria ale conspirației confuze, unde nu e clar cine conspiră, de ce conspiră cu ce mijloace conspiră, cu care scop. Dacă ni se spune, de pildă, auzim, toată pandemia este o, o, o făcătură. Bun. Cine are interesul ăsta? E, atunci dedesubtologul începe să-ți spună tot felul de lucruri ciudate. De exemplu că Big Pharma, trage toate sforile, dacă companiile farmaceutice. Bun, haideți să vedem care este consecința logică. Înseamnă că aceste uh, companii farmaceutice de fapt controlează guvernele din lume. De fapt sunt mai puternice decât toate guvernele, toate agențiile, toate serviciile secrete, toate bisericile, toate celelalte co companii. Deci ajungem la o uh, concluzie complet delirantă și absurdă. Cum poate să fie Big Pharma cea mai mare putere din lume, mai puternică decât orice? Ce vreau să spun cu asta este că teoriile conspirației clasice erau delirante, dar măcar aveau o logică. O logică delirantă, dar o logică. În zilele noastre asistăm la tot felul de teorii ale conspirației care nu rezistă la câteva minime întrebări cine conspiră, de ce conspiră, cum conspiră. N-auzi niciun răspuns coerent. Da? Și uitați-vă pe Facebook, e plin de teorii ale conspirației. Da? Eu am îndrăznit acum câteva zile să spun ceva pe tema asta și m-am pomenit cu tot felul de uh, comentarii. Uh, un comentariu frecvent chiar m-a amuzat foarte mult. Dacă paleologul face mișto de teoria conspirației, înseamnă că e și el parte din conspirație. Da, vedeți logica paranoică a dedesubtologului. Da? Dacă paleologul râde de conspirații, înseamnă că e și el parte dintr-o conspirație. Da? Logic. nu e așa? Între ghilimele. Da. E, și total inatacabil, perfect demonstrat de vreme ce ai spus-o. Da, înțeleg. Până la urmă, asta te face totuși să te întrebi. E, înainte, Sistemele totalitare și nebunia era să ai o cenzură eficientă care să funcționeze ca un filtru capabil să oprească orice producea o stare de nervozitate sistemului. Dar bănuiesc că toate sistemele, nu numai cele de mână forte și Uh, au idiosincraziile lor, fiecare a existat întotdeauna un index uh, pentru anumite lucruri care nu ar fi trebuit să perturbe, eu știu, mentalul uh, colectiv al fiecarei uh, părți de lume. Uh, toată treaba asta nu ne, uh, nu ne duce la o întrebare care ar putea să pară. Uh, paradoxală, dacă nu de-a dreptul periculoasă. Nu știm să ne gestionăm oare libertatea. Avem o nevoie de ea, vorbim, suntem capabili de gesturile, de gesturi sublime și de gesturi ridicole în numele acestui concept, dar cred că la un moment dat, apropo de ceea ce spuneați, dacă cineva te pune să definești foarte clar și articulat libertatea s-ar putea să ai probleme, același tip să de, de, efort care să, căruia să nu-i poți să-i dai de cap. Probabil l-ai întâlnit dacă îl între, pui o întrebare iar ce este adevărul și așa mai departe. Nu mai spun sensul vieții și cu totul alte, alte direcții, pentru că s-ar putea, nu știu, să deschidem o formă nouă de umor. Adică sunt absolut convins că s-ar putea face tratamente întregi pe marginea acestor trei întrebări, de exemplu. Dar totuși, acum de 30 de ani, de când experimentăm și noi libertatea, cel puțin în teorie, neîngrădită, se pare că, iată, diagnosticul este unul din zona nu neapărat periculoasă, dar totuși să fii paranoic nu cred că te ajută foarte mult. În, pentru un echilibru personal și, cu, și pentru un echilibru social, pentru că s-a văzut, slavă Domnului, bănuiesc că de aici pornește această sursă a neîncrederii. Manipularea maselor se poate face și indoctrinarea lor către o anumită direcție urmărită foarte concret cu rezultate dezastruoase. Da, eu cred că societatea actuală, contemporană, creează o anumită anomie, ca să-l citesc pe Emil Durkheim, care în mintea multora duce la o formă de paranoia. Dar atenție, nu vorbesc de paranoia clinică. A, de înțeles. paranoia ca psihoză oric, descrisă de psihiatri. Vorbesc de um, interpretări delirante ale realității. E o problemă a interpretării. Poftim? De ce avem nevoie de ele? Păi, eu nu cred că avem nevoie deloc. Adică, cred că e foarte păgubos. Dar este societatea contemporană cu anumite alienări pe care le aduce cu sine, cred că duce la asta, la o neîncredere foarte marcată. Ce vedem în aceste teorii ale conspirației de desubtologie, cum îi spun eu? Este neîncrederea. Da? Neîncrederea în versiunea oficială. Bun. Ce versiune oficială? Versiunea oficială de unde? Bun. Nu contează. Ideea este că ai, ai o, o neîncredere, fenomenul neîncrederii și apoi tendin, tentația de a spune, la mulți, te a pune întrebarea, oare ce e de de Domnule, sigur, e un de este un efect al neîncrederii și al bănuielii. Da? Și cred că trăim într-o epocă a neîncrederii generalizate, a bănuielii generalizate. Și multă lume confundă paranoia cu spiritul critic. Ori nu-i deloc același lucru. Avem nevoie de gândire critică. Tocmai pentru a filtra informațiile, Uh, tocmai pentru a face față uh, unei asemenea explozii uh, informaționale, ai nevoie de gândire critică. Numai că la noi nu se face deloc gândire critică. Uh, noi am început uh, deja de ceva vreme, uh, face Răzvan Ioan, uh, unul dintre lectorii noștri, uh, cursuri de gândire critică și face cu exemple. Da, exemple de discursuri uh, care apelează la argumente false. De fapt, este un curs de diagnostică a argumentelor. Dar cum să analizezi un argument? Cum să vezi dacă argumentația cuiva stă în picioare sau nu? Pentru că lumea citește repede. Ăsta e un mare dezavantaj. Citim repede și nu mai verificăm argumentele. Cititul repede și nici măcar cititul repede. Ne uităm la un text... Vedem câteva fraze și am avem impresia că am priceput despre ce e vorba. Uh, ori, uh, pentru a analiza un argument trebuie să, totuși să stai să vezi exact ce spune uh, autorul respectiv sau vorbitorul respectiv. Am uh, și e nevoie de uh, gândire critică, dar atenție, gândirea critică nu înseamnă de desuptologie. Uh, pentru că acolo avem de a face cu un delir al interpretării bazată pe bazat, pardon, pe uh, neîncredere uh, și bănuială. Pentru că mai avem doar un minut uh, până la încheierea acestui dialog, aș vrea totuși să vă întreb uh, cultura, așa cum o înțelegeam cu toții până la un anumit uh, moment, uh, cultura de o anumită substanță, consistență și care se ofere un tip de hrană, mă rog, în așa după cum se zicea, în forma idealizată, permanent, hrana spirituală, mentală, sufletească de orice fel, ar putea fi o contrapondere la această stare de neîncredere? O, categoric, da. Fără îndoială. Cred că ăsta este unul dintre remediile cele mai importante. Cred că salvarea stă în educație și în cultură. Uh, și asta poate uh, cultura, educația uh, sunt remediile la uh, starea de alienare care produce uh, tendința spre acest tip de uh, delir. Da? E vorba de o anumită alienare uh, uh, în societățile contemporane, care poate fi analizată. Uh, e un fenomen foarte important. Uh, și cred că, fără îndoială, cultura uh, poate uh, fi un remediu, chiar cred că este remediul prin excelență uh, la însingurarea noastră în societățile contemporane, uh, la faptul că nu mai există formele vechi, organice, de învecinare. Da? Uh, suntem prea izolați uh, unii de alții și nu de ieri, de azi. Da? E un fenomen uh, un fenomen profund în societățile moderne. Și atunci, cred eu, doar educația, doar cultura pot cumva să ne readucă împreună. Nu numai între contemporani, dar să ne readucă împreună, nu știu, îmi vine să spun în, în engleză, togetherness. Da? Cultura este un factor de togetherness. Da? Înțeles. Domnule paleologu, mulțumim pentru această discuție, pentru acest dialog care a păstrat până la capăt. Iată, acest spirit pozitiv pe care îl aveți și sper ca atitudinea noastră să fie un exemplu urmat de cât mai mulți. Urez succes Casei Paleologu în ceea ce propune și își propune uh, publicului larg uh, și sper să ne revedem uh, cât de curând. Uh, să ne vedem la RFI, pentru că și eu vă uh, urez succes ca instituție francofonă far în, în, țara noastră. Da? Francofonia e o cauză pentru care merită să milităm. Mulțumim! Uh, mulțumesc încă o dată pentru participarea noastră. Vă tuturor și că ați avut răbdarea să ne auziți până la capăt și sper să o făcut în număr cât mai mare. Vă mulțumesc și vă rămâneți pe RFI.